Creștini în acțiune cu Valentin Giurici. Bine v-am regăsit și de această dată. La fel ca în fiecare zi, de marți, vă propunem și astăzi să vorbim despre lucrări creștine, oameni care se implică în jur pentru a-l arăta pe Hristos, pentru a face un bine celor din jur. Vorbim așadar despre creștini care sunt în acțiune într-un fel sau în altul, iar astăzi vă propunem o acțiune prin muzică, pentru că împreună cu noi este domnul Corneliu Meici, care este prim trompetist la Filarmonica Banatul din Timișoara, profesor de trompetă la Facultatea de Muzică din Timișoara. Corneliu, bine ai venit în studioul nostru! Bună ziua, bine v-am găsit! Um... Mă bucur că ai revenit. Ai fost în studioul nostru atunci când am avut emisiunea Munces, dar nu oricum, sunt câțiva ani de atunci, în care am vorbit despre ce înseamnă să lucrezi la filarmonică și cum este viața de artist. Iată că acum ai mers un pas mai departe și te-ai gândit și la alții care ar putea învăța să cânte sau ar putea prin artă să facă lumea mai frumoasă, hai să spunem așa. De aceea, iată că acum ai făcut un pas de a înființa o școală de muzică și artă, școala care poartă numele fiului vostru, Elias Meici. În denumirea oficială este Atelierul de Arte Elias Meici. Hai spune-ne puțin cum a venit ideea. Știm că viața ta este legată de muzică, ne dăm seama și din prezentarea care ți-am făcut-o. Cum a venit ideea aceasta de școală de muzică? Ideea aceasta o am de mai mult timp. Cu câțiva ani în urmă am vrut să fac o școală de muzică în Dumbrăvița pentru că acolo locuiesc și uh, tot m-am gândit cum să o fac, cum, să, cum va merge. Îmi, fă, îmi puneam tot felul de întrebări și tot felul de uh, gânduri aveam cu privire la cum va fi și dacă va merge și gândurile acestea m-au făcut să dau înapoi pentru că eram conștient că e foarte greu să fac acest lucru pentru că intră în joc multe, multe aspecte, lucratul cu oamenii nu e chiar așa simplu tot timpul și uh, sunt multe cheltuieli sunt multe lucruri de acoperit și uh, nu știu dacă va merge și voi face față pentru că doream să fiu uh, în legalitate cu toate lucrurile ce țin de aspectul financiar și când am tras linie și am văzut că lucrurile nu sunt așa simple am, am zis că mai amând și să văd ce oportunități vor fi pe viitor uh, tot am amânat până când anul ăsta am fost mai, uh, mai hotărât în vară și uh, am început să caut să caut chirii, să mă gândesc mai serios la treaba asta dar tot eram așa cumva nedumerit și nu ne, aveam o siguranță așa că mă gândeam la aspectul ăsta financiar să nu cumva deschid aceasta și să, să vin eu cu bani de acasă și să nu, să nu mi permit. Dar s-a întâmplat în vara aceasta o, să zic așa, o nenorocire și a, am pierdut pe fiul meu și asta cumva m-a ajutat să, și m-a determinat să fac pasul acesta M-a determinat să, să merg înainte și să mă având în, în lucrarea aceasta, și am spus că merg cu Dumnezeu înainte și cred că El mă îmi va porta de grijă și mă va ajuta să, să fac lucrul acesta, și nu mi-am mai pus atât problema de bani și de cum să fac, și am zis că o fac pentru suflet și cu, cu sufletul deschis, și sigur Dumnezeu va, va găsi. Și va găsi în uh, modul în care să, să pot funcționa cât, cât mai bine. Deci, dintr-o tragedie, dintr-o suferință, s-a născut uh, o școală de muzică, ca să spun așa. N-am vrea să răscolim, nu cred că e momentul potrivit, dar poate pentru a înțelege cei care ne urmăresc, uh, fiul tău uh, cânta la Tobe și când îmi spuneai înainte de emisiune cântați împreună, tu la trompetă, el la tobe și în alte contexte de asemenea. Deci, oarecum o vezi ca o prelungire a investiției în copii, ca să înțeleg? Exact. Cred că muzica are multe beneficii. Spun asta pentru că am văzut și la mine lucrul acesta încă de mic. Pe mine muzica mă liniștea și mă apropia de și de prietenii și de biserică și de formație de când eram mic stăteam acolo în jurul formației și savuram momentele acelea și așa vândând și la băiatul meu când cântam împreună parcă eram în lumea noastră și eram fericit și chiar dacă era mai agitat era mai zbuciumat modul în care când, când cântam, parcă se, se linișteau apele și era mai liniștiți, și mai fericiți. Și lucrul acesta cred că e benefic pentru, pentru toți copiii și nu numai, pentru tineri, pentru, pentru că școala aceasta am gândit-o nu doar numai pentru copii mici sau... Deci nu am pus o limită de vârstă, nu am pus că poate să fie doar o anumită religie sau... Deci e deschisă pentru oricine. Avem profesori foarte buni, sunt colegi de ei de la filarmonică sau de la facultate sau din anumite instituții cu care am mai colaborat și vrem să facem lucrarea aceasta cât mai bine și nu mi-am pus probleme de partea asta financiară, să zic așa, am zis că Dumnezeu o să lucreze și sigur dacă facem cu sufletul lucrarea aceasta va, va, fi, va fi, de succes și văd că chiar numai ce am pornit și <gâng> a venit multă lume și e entuziasmată și e plăcut surprinsă de tot ceea ce se întâmplă acolo și de modul cum se lucrează și copiii pe acă bucuroși și își doresc chiar să vină de dor pe săptămână și asta vreau să, să le creez un cadru tinerilor și copiilor să își dorească să vină la școală, nu să vină doar împinși de părinți și duși cu forța am pus în vedere profesorilor care să fie flexibil cu, cu copiii, să lucreze cu ei și melodii ceea ce își doresc copiii, ceea ce le place. Bineînțeles că trebuie să știe notele copiii, trebuie să meargă și la ore de teorie, pentru că așa am făcut un pachet în care să includă și teoria muzicii, pentru că ele merg mână în mână cu exersatul și cu predatul individual la oră, trebuie să învețe și teorie care se va face în grup. Și ă, asta este un ceva benefic pentru ei. Mă gândeam la vârsta copiilor care pot să vină și îmi spuneai tu înainte de misiune că nu doar copii pot să vină, spuneai că sunt copii de la 3 ani începând, dar aveți și adulți. Da. Am gândit să fie pe pentru mai multe vârste, de exemplu, și pentru cei mai mici. Am gândit un atelier de muzică sau grădiniță muzicală, cum să-i cum să spun, pentru preșcolari. Eu, cu ani în urmă, mergeam cu copii la liceu de muzică pentru că făceau fetele vioară. Atunci le-am pe vremea și le-am dus. Băiatul cel mic era de vreo 3-4 ani și acolo făcea o doamnă profesoară, juri, și o chema o doamnă excelentă care preda corul și făcea și ateliere pentru copii și l-am dus pe Elias acolo și am rămas plăcut, impresionat de modul cum lucra cu ei și era, era ceva benefic pentru descoperirea copiilor și a talentului lor și să învețe și cum să învețe și niște activități foarte foarte bune. Ceea ce m-am gândit să fac și eu la școala noastră. Și așa că am făcut o clasă, deocamdată e doar, o, doar o grupă și vreau să fie cât mai multe grupe în care copiii între 3 și 6 ani să vină și să profesorul să-i descopere și copiii iar să se descopere pe ei, să vadă instrumente diferite, să învețe să solfegeze, să cânte cântecele, să învețe ritmuri, să facă tot felul de jocuri muzicale pentru a fi descoperiți. Mi-a plăcut ideea care e în spate. Ne spuneai mai devreme că vreți cu suflet să lucrați și să vede lucrul acesta și îmi spuneai că ai vrea ca să vină cu plăcere copiii. E adevărat că elementul acesta lipsește adesea din educația copiilor noștri. Hai să vorbim un pic despre instrumente, la ce instrumente muzicale pot învăța, dar înainte de asta aș dori ca să spun unde pot găsi cei interesați mai multe informații pe Facebook, pe Facebook Școala Elias Mage, de asemenea este site-ul școalaeliasmage.ro și cine dorește să, să se înscrie sau să subține mai multe informații, un număr de telefon 0722 362460. Așadar, continuăm să vorbim despre școala de arte Elias Meici. Ce instrumente pot învăța cei care, la ce instrumente pot învăța cei care vin? Așa, cele mai cerute instrumente, ca să zic așa, uh -huh. um, sunt așa pianul, chitara, tobele, canto, vioara și uh, următoarele ar fi uh, instrumentele de suflat care pot să ofer să se studieze și la instrumente de suflat. Avem deja elevi și la saxofon, uh, se poate învăța la flaut, trompetă, trombon. Dar cele mai cerute și la cele, cei mai mulți elevi care s-au înscris sunt la pian, chitară, se poate face și acustică și electrică și bas. Corneliu, vorbim despre școala de arte și muzică. Până acum am vorbit doar despre instrumente. Spunem un pic și despre partea aceasta de artă. Nu știu dacă ați început sau urmează. Ce planuri ai? Da, am început cu muzica și cu tot ce ție, ce ține de instrumente, dar de ce am pus uh, numele acesta de muzică și arte pentru că vreau să, mă, să merg și pe partea a artelor, de exemplu, pictură, desen și să fac clase pentru a da posibilitatea copiilor să facă și și altceva, nu numai muzică poate și modelaj, poate și uh, sculptură pe viitor. Vreau să fac clasă și de engleză, de germană și uh, pe viitor uh, o să văd ce idei mai vin, dar le iau pas cu pas, că nu pot să pornesc cu toate dintr-o mm -hmm. dată și așa au venit așa o avalanșă dintr-o dată și în continuu sunau telefoanele și eram uh, pe mesaje tot timpul. Ceea ce pentru mine e, e foarte bine în acest moment că am, am de lucru și m-a făcut mai optimist faptul că părinții sună și caută și vor să vin așa încă de la început e ceva un pic neașteptat, dar sunt bucuros în același timp. Ne bucurăm. Mă întrebam cât de mare este clădirea. V vă puteți desfășura toate aceste activități și planuri pe care le-ai? Clădirea este destul de, de mare. Este o casă destul de mare, de vreo 350 de metri utili. Eu, în momentul de față, am uh, intrat doar la parter. Dar, după cum se pare, cred că o să trebuiască să merg și la etaj dacă zilele acestea și săptămânile acestea o să fie tot așa cererea, o să trebuiască să merg și la etaj sus. Am vreo trei camere destul de mari în care pot să fac și teorie în grup sau... Clasele acelea, ateli atelierele care vreau să le fac de pictură, de desen, de limbi străine, de chiar vreau să fac cumva și un cor de copii. Am și asta în plan cu timpul să fac și un cor de copii, pentru că am la etaj o sală de peste 30 de metri în care pot să desfășor activitatea destul de bine și să fac un cor în care corul să activeze în tot felul de manifestări, de concerte, de programe, de, uite, și cum sunt colindele, să fac un concert de colinde, de exemplu, am în curte un brad imens, așa, de vreo 10-15 metri și chiar zilele trecute îmi imaginam să-l împodobesc frumos și să fac acolo în curte un, un concert așa frumos și, na, de, de colindă. Și îmi vin tot felul de, de idei așa pe, pe, parcurs care poate că cu timpul o să se concretizeze și sper. Mă Bucur să văd că este cerere și mă bucur să văd că este și oferta, adică a idei. Cerere pentru arte. Și mă gândeam oare din cauza că începem să devenim tot mai tehnici, tot mai legați de device-uri, de ecrane. Părinții își dau seama că avem nevoie cei mici, în cazul acesta, au nevoie de dezvoltare um, și pe planul acesta artistic, de asemenea, au nevoie și de ieșire în afară și nu de izolare, socializare. Bineînțeles că um, prin muzică, beneficiile și, ei. Și prin arte, în general. Și prin arte, copilul se dezvoltă mult mai bine. Numai faptul că este acolo și l-ai scos de la tabletă sau telefon și numai să fie în alt loc și să vadă, dar mai să participe și să facă ceva, deja este un, un mare câștig și încurajez părinții să, să, facă acest lucru și eu sunt părinte și știu tot ce înseamnă și, și, cred că este un lucru bun să, să trimitem copiii să, să facă și altceva. Corneliu, unul din lucrurile care încercăm să le aflăm atunci când vin oamenii aici la emisiunea creștină în Acțiune este de ce se investesc în această direcție. Pentru că unii se investesc, eu știu, social, lucrează cu oamenii străzi, alții lucrează cu refugiații, alții cu cei în vârstă. De ce ai ales tu pe partea aceasta muzicală să investești? Am ales uh investesc pe partea asta pentru că e de domeniul meu și uhum. cred că mă pricep cel mai bine în ceea ce fac și din experiența mea și de instrumentist și de profesor am întâlnit și copii mai mici și mai mari și studenți și elevi și am învățat cum, cum să pun problema și cred că mă pricep la treaba asta și de -aia am ales uh, să investesc într-o școală de muzică, pentru că cred că prin muzică putem deveni mai buni, putem să ne conectăm mai, uh, este un limbaj universal, este un, uh, ne putem conecta mai bine unul cu altul și muzica vine de sus de la Dumnezeu, care ne, ne, ne atinge sufletul și inima. Și cred că asta este uh, ceva, ceva unic prin, uh, prin muzică. Ne putem uh, conecta între noi mai bine. Sunt multe beneficii în care muzica le, le poate avea și sunt foarte bucuros că părinții conștientizează lucrul acesta și își trimit copiii de a, pentru a învăța la un instrument. Un instrument care poate cu, cu el să cânte în anumite locuri, în anumite formații, că sunt solo, că sunt în grupuri, pot activa într-o formație, că e la biserică, că e în altă parte și să se poată bucura de ceea ce realizează și cred că e un lucru foarte bun. Uite, ne-ai oferit câteva piste, dezvoltare emoțională, relaționare, dacă vorbim de grupuri în care sunt implicați, dezvoltarea minții, a creierului, toate acestea sunt de folos. Exact. Uh, și plus că atunci când știi să cânți la un instrument, parcă ai și o liniște sufletească și încredere în tine, știi că poți să faci ceva bine. Exact. Uh, și îmi place că voi le oferiți șanse și celor micus de 3 ani și celor de 30 de ani. Uh, îmi doresc ca să fie uh, un drum bun, un drum. Uh, în care mulți să se regăsească această școală de muzică reamintim în Dumbrăvița este uh, nu mi amintesc din memorie, dar sigur tu știi strada Petofișandor numărul 72A este aproape de centru de școală, este vis-a-vis -vis de poștă, este de la strada principală este largă strada avem loc de parcare, avem curte condiții foarte bune casa încălzită, <laughs> condiții ca și într-o casă foarte primitoare și caldă. Am văzut poze pe internet, arată foarte plăcut și cum în Dumbrăvița sunt foarte multe familii tinere, cred că va merge bine, cum te știu conștiincios în ceea ce faci, îți doresc binecuvântarea Lui Dumnezeu peste munca pe care o faci și apreciez foarte mult două lucruri în ceea ce mi-ai spus, faptul că fac ceea ce știu, Uh, și Domnul să ne ajute pe fiecare să facem ceea ce știm înspre folosul altora. Amin. Uh, și, de asemenea, apreciez faptul că ai transformat sau Dumnezeu a transformat în viața ta o durere pe care o ai, iată, într-o binecuvântare pentru alții. Pentru că sunt mulți oameni care, în durere, se gândesc doar la ei și. Uh, n-aș vrea să continui pe ideea asta, iată, putem și altfel să gândim. Putem să gândim să fim binecuvântări pentru alții. Ne dorim să fim binecuvântări în societate și Dumnezeu să ducă vindecare în inima voastră și în țara noastră. Amin. Mulțumesc că ai fost împreună cu noi. Reamintesc că astăzi am vorbit despre atelierul de arte Elias Mage, aceasta este denumirea uh, oficială, așa mai popular uh, vorbind despre școala Elias Mage. Puteți găsi uh, informații pe Facebook și pe site-ul schooleliasmage.ru. Uh, numărul de telefon la care puteți uh, sunați pentru informații, pentru înscrieri, uh, n-am spus, uh, dar cred că cei interesați pot lua legătura cu voi. Sunt anumite costuri. Și cei care sunt instruiți participă la susținere. Nu este, nu este ideea de afacere, este ideea de, ideea de a investi în oameni, dar costurile trebuie suportate cel puțin o parte din ele, din câte mi-am dat seama, pentru această școală. Uh, și uh, invitatul nostru a fost Corneliu Meici, prim trompetist la Filarmonica Banatul din Timișoara, profesor de trompete la Facultatea de Muzică. Vă așteptăm și data viitoare și să dea Domnul ca muzica noastră să-l onoreze pe el. Corneliu, Dumnezeu cu voi! Mulțumesc pentru invitație și vă doresc numai bine! Ați ascultat emisiunea Creștini în acțiune cu Valentin Giurici.